Pandemie sau nu, dorința de competiții rămâne în sânge. Elevii și profesorii de la Colegiul Național Mihai Minescu s-au făcut remarcați și în acest an școlar. 31 de elevi au participat la mai multe concursuri, fiind susținuți de către profesorii colegiului. Îi felicit cu această ocazie. Este un lucru lăudabil pentru că, și în condițiile de pandemie, în condițiile în care ei au desfășurat ore în fața calculatorului, au reușit să se mobilizeze și să. Împreună cu sprijinul cadrelor didactice, au participat la diverse olimpiade, concursuri naționale chiar, și au obținut premiile respective. Avem în vedere că sunt multe discipline unde nu s-au organizat olimpiade, dar este foarte bine și suntem mulțumiți și îi felicităm. Este vorba despre Daniel Malanca din clasa 10 -a, care a reușit să obțină premiul 1-i la Olimpiada Națională de Fizică, fiind susținut de profesorul Aurelian Pintilei. Andrei Nicolaesa și Maia Alexia Ungureanu au obținut premiul 3 la Olimpiada Națională de Fizică, sub îndrumarea profesoarei Cristina Bălăucă. Liviu Silion a obținut premiul 2, medalie de aur la etapa națională a Olimpiadei de Informatică, George Danilă a obținut premiul 2 la etapa județeană a Olimpiadei de Informatică, profesor Oana Ilincariu. Andrei Stroici, clasa 11 -a, -a, obținut premiul 2, etapa județeană la Olimpiada de Informatică, profesor Oana Ilincariu. Lucian Sainenko, din clasa a 10-a, a obținut premiul 3, etapa județeană la Olimpiada de Informatică, profesor Oana Ilincariu. Cosmin Gabriel Lipovanu, clasa a 11-a, premiul 1, etapa națională, concursul național de limbi și culturi clasice, Ecaterina Andreica, secțiunea a 2-a, cultură și civilizație greco-romană în transpunere artistică, profesor Coca Dorica.